Bună seara, stimați telespectatori! Vă invităm la o nouă ediție a emisiunii România Azi. Dacă parlamentarii se gândesc la un proiect de act normativ prin care să micșoreze numărul orelor de istorie, televiziunea VTV oferă o alternativă. În momentele importante, istorice, oferim 2 ore de istorie, lucruri știute sau mai puțin știute, știute de telespectatorii noștri de o anumită vârstă și probabil complet neștiute de adolescenții care nu prea ajung pe la orele de istorie. Astăzi vrem, împreună cu invitații noștri, să vorbim despre un act de mare curaj, unirea Principatelor Române. Eu mă feresc să vorbesc despre mica unire, așa cum e îndeopște cunoscut acest act, pentru că pentru un asemenea eveniment e nevoie de curaj și nimic nu e mic atunci când românii se gândesc să se unească în ciuda opreliștilor. Îi am alături de mine pe Sorin Oane, Bună seara! Dumitru Lovin și, Bună nu în seara! ultimul rând, Adrian Bușu, în Bună ordinea seara! așezării domniilor lor la masa rotundă. Ne bucurăm că vă putem oferi 2 ore de istorie adevărată. Domnilor, domnule profesor Sorin Oane, dumneavoastră sunteți cel care veți sparge gheața la propriu și la figurat. E foarte frig afară și atunci telespectatorii noștri cu siguranță se vor Contează. încălzi aflând lucruri, repet, unele știute, altele mai puțin știute din istoria noastră. Unirea din 1859, unirea cea mică, cum mi se spune totuși, este, după părerea mea, cel mai înțelept lucru pe care l-am făcut noi românii în istoria noastră. Nu știu dacă v-a șocat treaba asta. N-am făcut noi prea multe lucruri înțelepte, Chiar mă înțeleg, gândeam la domnule treaba asta, profesor. câte lucruri deștepte am făcut noi în istoria noastră, dar ăsta este clar cel mai deștept. Noi am mai făcut o unire în 1918, unirea cea mare, dar acolo cred că a fost mai mult vorba despre noroc, adică acolo am ales bine tabăra. Dacă am ales tabăra învingătoare, după aia ne-a ieșit totul. Însă aici, la 1859, pur și simplu noi am fost creatori de istorie, pentru că vreau să încep cu asta. Aproape totul era împotriva noastră la 1859. Deci nu aveam organizare, nu aveam un stat independent, nu aveam armată, nu aveam bani. O parte din Europa ne era ostilă și cu toate astea am făcut această unire, de la care începe statalitatea noastră modernă. Modernitatea noastră adevărată de aici începe. Vreau să vă spun că și alte popoare la mijlocul secolului XIX încercau să-și creeze state naționale. Mai erau germanii, erau italienii. Numai ca să vedeți o comparație. Deci germanii și-au făcut unificarea, dar au avut nevoie de 3 războaie pentru asta. Italienii și-au făcut și ei o unificare. Au participat la 2 războaie, o revoluție și vreo 4 plebiscite. Uitați-vă totuși că noi am rezolvat problema unificării într-o manieră foarte elegantă, prin ceea ce se numește diplomație, pentru că arma noastră, aproape în toată istoria modernă, a fost diplomația. Noi ne-am unit prin diplomație. O fi fost arma noastră până în 89, domnule profesor, că acum s-a ales praful de diplomația noastră. Dacă e făcută de oameni care numai diplomați de carieră nu sunt, nici nu putem să avem pretenție. Iertați divagația, dacă tot am făcut divagația asta, să-i anunț pe telespectatorii noștri că emisiunea noastră rămâne interactivă, numai că pentru a nu trunchea și nu a întrerupe explicațiile invitaților noștri, eventualele întrebări vă rog să le formulați și colegii noștri ni le vor aduce în așa fel încât să primiți răspunsurile pe care le doriți pe parcursul emisiunii. Iertați încă o dată întreruperea, domnule profesor, poftiți! Spuneam diplomație pentru că, de fapt, problema unirii începe aproape imediat. Sigur, există ideea unirii. Am putea spune, parafrazându-l pe Eminescu, el spunea: independența este suma vieții noastre istorice. Noi putem să spunem ceva apropiat: și unirea este suma vieții noastre istorice. Am căutat-o în toată istoria noastră, dar totuși trebuie să fac aici un amendament că nu unirea ne-a cam caracterizat istoria de până în 1950, mai curând neunirea. De asta vă spuneam că este un moment de mare înțelepciune, pentru că noi am înțeles că de la unire pleacă toată forța Din națiune. noastră. Da. Și toate lucrurile bune care s-au întâmplat în istoria noastră modernă pornesc de aici.
Invitații pot să intervină oricând simt nevoia. Da, nu, dar lăsăm pe domn profesor că n-avem ce să intervenim. Mai e rar l-am văzut eu pe Dumitru Lovil așa. Păi nu, la, e la obiect. Așa ascultător într-o emisiune. Nu, e la obiect. E la mai obiect. E până stă la finalul ei. Stau la pândă. Sigur că da. Nu, dar deocamdată e obiectul clar. Un singur lucru mai trebuie să spună, dar o să spună. Profesorii pașoptiștii care au mai contribuit. Dar domn profesor e... Și de climatul extern. Ideea unirii, sigur, a apărut și la 1848, dar nu în programele oficiale, nu. În programele neoficiale, în presă și în adunările populare. S-a scandat ideea unirii. Să nu uităm să vorbim despre clasa politică, pentru că e foarte important cine a făcut unirea asta, că exact. Clasa politică de atunci e departe de băieții ăștia. Asta înseamnă că vorbim de fapt, de vorbim despre soluții și vreau să vă spun că dacă este să vorbim despre unire, România au avut atunci două soluții, zic eu. Una se numește soluția omul nou. A doua soluție este politica faptului împlinit. Deci dacă vorbim despre omul nou, vreau să vă spun că șansa noastră a fost că am avut o generație de politicieni absolut senzațională. Și să nu credeți că erau foarte mulți, erau în jur de, cred că, 30-40 de politicieni. Inițial, acești politicieni au pornit destul de prost, pentru că au avut așa un fel de etichetă peiorativă. I s-a spus generație bonjuristă. Pentru că în 1829 s-a desființat monopolul economic otoman și românii au putut să călătorească în Occident și au și plecat în Occident, începând cu 1830. Ei s-au școlit acolo, au făcut-o foarte bine. Sigur că s-au întors și cu fițe, dar și cu idei. În special, vedeți, modernitatea când pătrunde special în îmbrăcăminte. Da, ei au venit cu haine în talie, au venit cu pantaloni, s-au ras cu joben, se salutau bonjour, și de aici au părut puțin așa niște filfizoni. Da. În realitate, ei au venit și cu ideologii, cu doctrine de construire statală. Și această generație a făcut și Revoluția de la 1848, a făcut și Unirea din 1859 și va face și Independența la 1877. Deci, vedeți cât de mult contează să ai o clasă politică performant. Bine educată, performantă, da, animată de o viziune și de patriotism, de ce să nu o spunem și... Asta că era vorba clar de patriotism. Atunci se vorbea de patriotism. Astăzi nu se mai vorbește. Chestiunile care au aparținut strict poporului român, pe care domnul profesor le-a reiterat foarte corect și cuprinzător, noi am beneficiat totuși atunci și de o conjunctură externă favorabilă, la fel ca în 1918. Deci, nu așa de favorabil. A fost favorabilă deoarece am avut un aliat în persoana Franței, atât, condusă de Napoleon al III-lea, care avea tendințe de hegemonie pe partea asta a Balcanilor. Rezultate în urma războiului Crimeei de la 1853-1856, când Franța a dat cel mai important contingent de trupe care a purtat lupte în Crimea. Napoleon al III-lea a încercat să anuleze Imperiul Austro-Ungar, care avea o influență deosebită în partea asta a Europei și considera că interesele Franței pot să fie mult mai bine reprezentate atât în plan de securitate cât și în plan economic dacă la nivelul țărilor române ar fi un conducător care să fie favorabil politicii externe făcute de Franța. De fapt, Franța vrea un tampon împotriva expansionismului rusesc. Și al otoman și austro-ungar. Se spune foarte bine că, de fapt, unirea este soluția Franței de a avea influență exact în zonă. În zona, corect. Asta e. Din această cauză, s-a și implicat Franța. Pe lângă clasa politică românească, care a fost de excepție, așa cum a spus și domnul profesor Roane, noi am beneficiat și de sprijinul diplomaților francezi și pot să vă spun că la Iași, în perioada dinaintea, de fapt din 1856, a fost trimis ca și consul un diplomat de excepție, Victor Palas, trimis chiar de Contele Walewski, ministrul de externe al Franței lui Napoleon al III-lea, care a sprijinit efectiv alegerea ca domn în Moldova a lui Alexandru Ioan Cuza.
El îndeplinind practic o linie de direcție, așa cum v-am mai spus, a politicii externe franceze, de a se infiltra în zona Balcanilor pentru a stopa intrarea rușilor în gurile Dunării și pentru a scoate de sub influența Imperiului Habsburgic latinii din partea asta de lume, care eram noi, practic. În rest sunt popoare de sorginte slavă. De asemenea, și în Țara Românească a fost un consul francez care a depus toate stăruințele, pentru că la un moment dat s-a pus problema la Congresul de la Paris. Dom'le, unirea, noi o acceptăm, pentru că marile puteri aveau jocuri de interese extrem de diferite. Franța era aliată în ideea de a susține Uniunea Principatelor Române cu Sardinia, care la acel moment era o putere militară și cu o influență deosebită în peninsula italică. De asemenea, au reușit să ralieze și poziția Angliei la unirea principatelor. Mai greu a fost cu Imperiul Țarist și cu Prusia, care Prusia de facto sprijina poziția Austro-Ungariei. Și cea mai greu cu otomanii. Otomanii deja din acel moment începeau să decadă, să ajungă, ei au fost denumiți bolnavul Europei. Da, haideți să, care le mai accentuez puțin care a fost raportul de forță la Congresul de Pace de la Paris. Paris. Deci aici s-a făcut o schimbare și în ceea ce se numește statutul nostru internațional. Deci dacă până acum, de exemplu, noi eram sub suzeranitate otomană și protectorat rusesc, acum noi am intrat, deci aveam suzeranitate otomană în continuare, dar am intrat sub garanția colectivă a celor 7 mari puteri. Ceea ce înseamnă că, din punct de vedere al politicii externe, aceasta era girată de toate cele 7 mari puteri. Ideea era minunată la vremea respectivă, pentru că cele 7 mari puteri trebuiau să își dea un acord în unanimitate în luarea unei decizii. Dreptul roman. Au folosit ideea de drept roman. Așa. Ceea ce pentru noi a fost liniștitor, pentru că ideea unei ocupații militare turco-ruse era de acum exclusă. Corect. Deci erau 7 mari puteri, ele s-au împărțit cam așa. Deci împotriva Unirii erau evident, erau turcii. Turcia nu accepta așa ceva. Era Austria, sigur motivul era Transilvania, că dacă s-ar fi făcut unirea, evident că românii de acolo s-ar fi orientat rapid către România. Și era Anglia. În prima fază. În toate fazele. În toate fazele. Anglia nu ne-a iubit niciodată. În toată istoria modernă, vreau să spun că și la independență, armata otomană a fost în armată masiv de către englezi. Dintr-un motiv foarte simplu, Anglia vrea să beneficieze de piața enormă otomană. I-ar fi fost mult mai greu Angliei să pătrundă pe piețele statelor succesorale. Deci dacă Imperiul Otoman se prăbușea și apăreau 10 state independente, Anglia trebuia să intre pe fiecare piață și ea a devenit o susținătoare a integrității Imperiului Otoman. Și încă un mic amendament, vorbim despre Turcia ca omul bolnav al Europei. Ea era bolnavă din toate punctele de vedere, economic, militar, social, dar militar nu. Nu mai era forța care o avea Suleiman Magnificul, că dar la început. Ah, bine, nu mai avea forța. S-au implicat în război împotriva Serbiei, într-adevăr, înaintea războiului de independență i-au ținut și pe bulgari la respect când s-au răsculat, dar totuși, fără investițiile în armament făcute de Anglia, și fără... Păi o să-ți amintesc, Adrian, că la independență turcii aveau toți puci cu repetiție, Peabody și Manchester. Corect. Iar noi aveam, crânca care se încărca pe țeavă. Trăgeai o singură dată, după aia te duceai, că avea și baionete, te duceai să bagi baioneta și după aia scoteai sabia. Asta era. Corect. Iar turcul trăgea de 24 de ori. Pac, 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 pac. Asta era diferența. Bun. Da, cui a venit ideea domnitorului comun? Că asta e o idee ingenioasă, așa. În ce creuzet s-a cristalizat? Bine, povestea e așa, că la Congresul de Pace... Ministrul de Externe al Franței, care se numea Walewski, Alexandru Walewski, nimeni altul decât soțul Marie fiul Marie Walewski, așa lui Napoleon Bonaparte, s-a ridicat în Congres și a spus: românii vor să se unească. A fost o treabă care i-a consternat pe toți. Părerea mea este că îi suntem profund recunoscători lui Walewski, ar trebui să-i facem o statuie acestui
pentru că Franța ne-a susținut și vreau să vă spun că sentimentele noastre filofranceze de aici pornesc, corect, de la unire. Ăsta e punctul de plecare. Punctul de plecare, că noi tot timpul suntem în istorie că francezii sunt frații noștri mai mari. Mama Franța și da. A fost o perioadă prielnică, că apoi francezii n-au mai fost cum au fost. După aia ne-au cam uitat. Abandonat. Ne-au cam uitat și ne-au cam și mințit. Dar acum ne-au sprijinit. De fapt au fost pilonul principal datorită căruia s-a făcut această unire. Ei au fost cei care au pus piatra de temelie și așa cum ați spus, ar trebui să-i facem o statuie. A fost singurul care a avut curaj. Evident că toată lumea acolo a protestat și decizia a fost să-i întrebăm pe români. Să vedem ei ce părere au. Ce spun. Și s-au convocat adunările ad hoc. Ad hoc, da. Trebuiau să fie deci în Moldova și în țara românească. Numai că cele din Moldova inițial au fost falsificate de către caimacamul Nicolae Vogoride, pardon, pe care le devolează. Povestea este de cancan, ca să spunem e așa. E de cancan, dar e cam real. E de cancan și cam se apropie de realitate, domn profesor. Și ar fi bine să o documentele spunem. Care îl încriminau scrisorile pe Vogoride că ar fi falsificat, i-au fost furnizate lui Alexandru Iancuza, chiar de către soția lui Vogoride, de Cocuța Vogoride, care avea o relație de simpatie față de... Îl iubea, ca să spunem. Așa, domn profesor, haide să spunem adevărul. De ce? Care asta e realitatea. Și datorită de acestei dragosti, a dus scrisorile... De altfel, Cuza a rămas ca un bărbat frumos, iubit de femei și a contat... Ei, a tras și foloase de pe urma acestor... Da, exact, a fost un mare... Iubirii cu femeile. A fost un mare atu. Pentru că alegerile au fost falsificate și la aceste alegeri nu erau de acord cu unirea. Au trebuit să treacă o perioadă destul de îndelungată până s-au făcut publice scrisorile în presa occidentală. Aceste scrisori au ajuns în presa occidentală și de-abia atunci au fost anulate alegerile. Alegerile au fost anulate așa, adică marile puteri, cele 7 mari puteri, au ajuns pe poziții de luptă aproape. Da. Și ca să se evite o confruntare, la Osborne, într-o insuliță lângă Marea Britanie, a avut o întâlnire între Regina Victoria și Napoleon al III-lea. Acolo s-a cimentat încă o dată. Da, întâlnirea de la Osborne și acolo s-a decis, într-un fel, soarta unirii. Napoleon capacitând-o și pe... Însă, să vă spun ce s-a hotărât acolo, ideea era totuși să fie o unire... formală. Da. Un fel de semi, doi domnitori, două guverne, singura concesie a fost să fie totuși o unire legislativă. Adică legile urmau să fie comune, dar restul aproape totul separat. Așa s-a făcut unirea. Pentru că ne întoarcem la adunările ad hoc. Aici românii chiar au fost geniali. Ei s-au vorbit, adică muntenii cu moldovenii să nu aibă rezoluții diferite, să aibă o rezoluție comună. Rezoluția asta comună a fost foarte simplă, era o rezoluție alcătuită din 5 puncte. Primul punct era unire într-un stat simplu sub numele de România și vreau să vă spun că marile puteri nu ne-au dat treaba asta, ne-au dat un stat de tip federal, de fapt o uniune personală, da? Cu doi domni și noi am cerut stat simplu, nu simplu. Stat de tip federal. Autonomie ne-au dat, neutralitate ne-au dat, parlament reprezentativ nu prea ne-au dat, că însemna să-ți alegi deputații din toate stările sociale și nu s-a întâmplat asta. Și mai era un punct care era foarte important, prinț străin. Și sigur că toată lumea, mulți și astăzi, nu pricep. De ce noi, la 1857, ceream prinț străin? Adică nu găseam printre români pe cineva capabil să conducă? Datorită neînțelegerilor, și pe asta a mers și puterile străine, datorită dihoniei care exista în principate și faptul între politicieni și oamenii avuți, ei ce au spus? Ăștia niciodată nu o să unească. De-aia o să le dăm voie să facă două țări separate. Ei nu și-au dat seama, străinii, că românii acum vor lăsa la o parte toată dihonia care există și va fi o înțelegere întru totul.
Pentru că s-au vorbit pas cu pas, așa cum spune domnul profesor. Mai era o idee, ceea ce asta arată că oamenii ăia erau chiar politicieni, adică aveau o... O viziune. O viziune. Și doreau ceva, urmăreau adică un scop. Știau ce o să facă cu România pe ani mulți înainte. Pentru că politicienii noștri au gândit așa, bun, facem unirea, ce urmează? Independența. O putem obține numai noi, singuri, fără sprijin extern? Sau avem nevoie de ajutor? Nu. Cuza, o să vă spun, a avut, când a strâns armata Moldovei cu armata țărilor noștri, erau 12.000 de oameni. Turcii în Balcani aveau 700.000, înarmați de către englezi, aici cu armament modern. Aici o să punctăm când ajungem acolo, că aici s-a întâmplat ceva. O să punctăm la treaba asta. Așa. Cu și atunci era nevoie ca noi să căpătăm sprijinul țării de proveniență a prințului străin. Și adevărul că iarăși am dat dovadă de geniu și la 1866 când l-am ales pe Carol, pentru că am împușcat doi iepuri. Prima alegere nu a fost Carol. Da, o să discutăm. Carol se înrudea și cu regele Prusiei, viitorul împărat german, și se înrudea și cu Napoleon al III-lea. Dintr-o dată două țări, Germania și Franța, erau în spatele nostru, cu ele poți să pleci și la independență, da? Și căsătoria care a făcut-o Carol a făcut-o cu cineva care era și cu Rusia înrudită. Să nu uităm că tot vorbim de această clasă politică. Aș vrea să subliniem și să apăsăm... O elogiem. Da, o elogiem. Este generația de la 1848. O generație care a făcut pentru țările române, pentru cele două principate, trecerea de la feudalism la epoca burgheză. Au venit cu idei reformatoare. Deși, idei... mă scuzi, erau boieri. Toți erau boieri. Dar erau boieri foarte luminați la cap, care au înțeles că trebuie să-și depășească într-un fel barierele de clasă. Corect. Și să acționeze numele României. Să românizeze România. Și să nu uităm Alexandru Ioan Cuza, pentru că el este omul providențial care a apărut atunci, era de formație militar, participase la Revoluția din 1848 și îndeopște în acea perioadă nu se căutau civili pentru posturile de conducere a unei țări, ci obligatoriu trebuie să ai și pregătire militară. Toți conducătorii din acea perioadă, și a marilor puteri și a țărilor mai mici, automat aveau pregătire militară pentru că războaiele erau foarte dese. Fie că erau războaie mari, întinse pe mai multe părți ale Europei, fie că erau regionale, așa cum erau prin Balcanii din 5-5-5. Și a fost un avantaj faptul că această clasă politică era școlită în străinătate? Într-un fel au avut o comuniune directă cu politicienii din cele șapte puteri garante. Sigur, adică dacă făceau școli în Germania, în Franța... Aveai și legături personale până la urmă. Dar oamenii ăștia politici știau 3-4 limbi străine. Știți, erau de o erudiție fabuloasă. Ei sunt întemeitori de instituții. Păi Cogălnicianu, când a venit în 43, s-a apucat să avea 20 ceva de ani și s-a apucat la Academia Mihaeliana să țină un curs de istoria României. Nu se mai întâmplase până atunci așa ceva. Într-un fel, a învățat istoria României mai curând în străinătate decât în România. Da, așa este. Dar toți erau foarte bine pregătiți. Perioada aia, într-adevăr. A fost o clasă politică. Am citit, apropo, memoriile reginei Maria și Maria, știți, o englezoaică, a venit în România și era puțin speriată de România, o țară primitivă. Niște sălbatici. Niște sălbatici. Și când a văzut ce clasă politică, când toți politicienii știau engleză, franceză, germană, italiană, a rămas șocat. A spus, este probabil cea mai tare clasă politică din Europa. Da? Și asta. Carol, când a venit, Carol, ăsta care a domnit 48 de ani, probabil că n-a vorbit niciodată românește. El vorbea cu toți politicienii în franceză. Pe asta o știa. Sau în germană, limba lui natală. Dar toți oamenii ăștia politici vorbeau germană sau franceză sau engleză. Deci vă dați seama, despre asta vorbim. Deci erau oameni serioși, profunzi. Diferență mare față de... Nu vorbim. Nu ne apropiem. Ar trebui să vorbim într-un episod viitor. Te pare griva de iepure. Într-un episod viitor. Ne întristăm. Aveau legături cu străinătatea foarte, foarte puternice, cu oamenii de cultură din Occident. De altfel, vreau să vă spun că unirea a fost pregătită de acești pași optici, pentru că după ce 48-ul a fost înfrânt, ei au plecat în străinătate, dar n-au stat acolo. Au fost exilați. Au început să publice în ziare, să redacteze memorii principalelor personalități politice ale Europei. Unde au ajuns, acolo au făcut o altă revoluție. Adică în momentul în care a venit congresul de la Paris din 56,
Europa cam știa ce dorim noi. Da? Pentru că ei au fost mesageri. Faptul că au fost exilați, au fost mesageri. Asta se numește, trebuie să atragi opinia publică străină de partea ta. Și noi am făcut-o tot datorită guvernanților care i-au expulzat la 48. Pentru că dacă noi expulzau, ei rămâneau în țară și nu mai se știa. Mai bine să fii dușmanii aproape decât să-i trimiși de parte. Dacă îmi permiteți, pe plan extern, a mai fost o chestiune. Însuși Europa, în 1848, făcuse o alegere. Renunțase la Sfânta Alianță, care a fost concretizată în 1815 de cancelarul austriac Metternich și care frânase procesul de dezvoltare al principalelor țări occidentale. Și după 1848 a apărut și Revoluția Industrială și Europa dădea înainte, practic rupsese barierele de feudalism. Văzând că și în partea asta sălbatică a Europei, așa cum a spus domnul profesor, că era percepția în Occident, sunt oameni luminați, le-a fost mult mai ușor occidentalilor să accepte că este mult mai bine să trateze cu o generație de oameni inteligenți, oameni pregătiți, decât cu niște reacționari ca Vogoride sau ca Șuțu sau ca Balș, care vreau să rămână cantonați în feudalismul otoman, pentru că însuși Imperiul Otoman nu era o structură politică reformată și nici din punct de vedere social sau economic. Bun, cum asta a ales clasa diferența asta politică un om, se spune, destul de controversat, Alexandru Ioan Cuza? Chiar foarte controversat. De ce era controversat, domnul Lovin? Era controversat, avea că multe. Că iubea femeile. Da. Avea. La rândul lui iubea și femeile, iubea și jocurile de cărți, iubea și jocurile de culise. E interesant lui, de știu cum s-a ajuns acolo. Ascensiunea lui ca militar se datorează tot lui Cocuța. Așa spune francezul, cerșe la fam. Da. Da. E interesant de povestit cum l-au ales. Asta îți vorbim mai puțin și vă lăsăm. Nu, am timp, stai liniștit. Bomboana de pe tortă, cum să spuneți, cum a fost ales colonelul Alexandru Ioan Cuza. Colonelul Alexandru Ioan Cuza nu era în cărți, ca să spunem nici așa. N-a fost nici... El, numele lui nu s-a rostit niciodată acum. Pentru așa ceva? Pentru așa ceva, era un outsider. Outsider. Erau mai multe nume vehiculate. În Moldova, de exemplu, în cărți erau Alexandriș cu Gălnicianu. Cele mai mari șanse le avea cu Gălnicianu, să știți. Avea vreo 24 de voturi din circa 60, așa, și Alexandria avea vreo 17. În final însă n-au putut să tranșeze disputa asta, care pe care, și s-au gândit la cineva cu care toată lumea să-l accepte, da, să fie de acord. Și au adus aminte că colonelul Cuza fusese, el se făcuse remarcat atunci când a dat în vileag falsul lui Vogoride. Ăla a fost tatuul principal. Atunci a intrat el practic în jocul ăsta al Unirii. Da. Și chiar scena este chiar un pic caragioasă. El era, nu știu, la un joc de cărți pentru un restaurant. Și a venit un aghiotan și a spus, vino repede la palat că uite, te-au făcut pe tine, domne. El chiar a zis că e o glumă proastă. Păi de-aia a spus, da. Da. L-au ales pe 5 ianuarie. În țara românească, iar nici nu se punea problema de Cuza. Cel mai bine postat era Barbu Știrbei, care mai domnise și fusese un domn chiar foarte bun, foarte bun. Eu la un moment dat am avut așa o curiozitate apropo de care a fost poziția vâlcenilor față de Unire. Da. Pentru că, vă spun, curiozitatea era, vâlcenii îi datorau atât de multe lui Barbu Știrbei. De exemplu, Barbu Știrbei a făcut zăvoiu. L-a donat, da. Da, adică el a dat banii, el a avut inițiativa, era o mlaștină plină de țânțari pe acolo și el a făcut un loc de recreere extrem de frumos și poate locul cel mai iubit de către râmnicieni. Și alte lucruri. M-am tot gândit dacă nu cumva vâlcenii au fost pentru Barbu Știrbei. Mai era în cărți din partea Partidei Liberare Nicolae Golescu,
unul dintre frații Golescu, sunt o familie foarte celebră, familia Golescu, sunt vreo 4 golești importanți la 48 și după aia. Și ăsta va ajunge prim-ministru. Tot așa, nu s-au pus de acord și acum există și o legendă cu o presiune din partea maselor. Au scos mahalalele și le-au adus la palat. Da, liberalii radicali au înconjurat sediul adunării elective și i-au amenințat pe deputați că dacă nu-l votează pe Cuza, nu mai iese nimeni viu de acolo. Este celebra scenă cu batistuțele, că erau două batistuțe. Cineva se cocoțase pe clădire și flutura. Avea batista albă, batista albă însemna Cuza, batista roșie însemna Știrbei sau oricare altul. Însă, dacă este să fim rezonabili, vă dați seama că nu batistuțele au influențat. Da, lipsa telefoanelor era bună și batistuța. Dacă vreți să mergem cu legenda și mai... Se pare că deputații din interior au trecut la fereastră și au văzut ce afară. Și și-au dat seama că au văzut n-au nicio afară. Șansă. Văzut, da. Dar vreau să spun că marile puteri nu ar fi acceptat... O presiune... Adică jocurile astea... Dacă ele ar fi aflat, deci până la urmă ei s-au pus de acord, deci asta spun încă o dată cât de... Pe ultima sută de metri s-au pus toți de acord. Cât de... Și vreau să vă spun că erau orgolii, Da, erau. Muntenii totdeauna s-au considerat un pic peste moldoveni. Tot timpul. Da. Și acum. Îl alegem pe moldoveanul ăla. Da. Vreau să vă spun că am mai avut odată șansa asta. Mai țineți minte că moldoveanul Mircea Druc... A venit, fusese ministru în Moldova și a venit să candideze, da, prim-ministru, da. Și a venit să candideze la președinția României, nu știu, în 92. Dar n-a mai avut înțelepciunea din 1859. Nu l-am ales, a luat un procentaj foarte mic. Da. Pe același principiu, adică ce vine ăsta să ne învețe pe noi? În schimb l-am votat pe Iohannis. Așa că aveți o satisfacție că l-ați votat pe Iohannis. Să nu știu dacă l-ați votat, nu, eu spun așa la întâmplare. Iohannis vine pe linia Carol, dacă vreți, da? Adică a străinului, a prințului străin. Da, da. Da. Vorbitor de limba germană și înrudit cu familiile domnitoare principale din Europa. Da. Problema că unirea, așa cum a spus domnul profesor, cred că e luat în surprindere și pe reprezentanții marilor puteri, pentru că a fost așa un moment de uluială care a permis diplomației române, că acum putem să vorbim de o diplomație română, să acționeze foarte rapid în cancelariile occidentale. Alexandru Ioan Cuza s-a folosit de principalii lui colaboratori pe care i-a trimis în cancelariile marilor puteri să încerce cu orice mijloace, și rețineți formularea, cu orice mijloace să obțină acceptul puterilor garante pentru confirmarea unirii. Și vă dau un singur exemplu, trebuia să obțină avizul Imperiului Țarist. Și a apelat la un fost prieten de-al lui, un conte Obolovski, dacă am pronunțat corect, care avea intrare la țarul Alexandru al II-lea și l-a înzestrat și cu mijloace financiare și, mă rog, până când acest conte rus a obținut din partea cancelarului imperiale recunoașterea actului unirii. Uite, acum mi-am adus aminte de un lucru. Începusem să vorbim despre puterile alea anti- și pro-unioniste. Da. Printre puterile pro-unioniste a fost Rusia. Sigur, ne putem întreba... E un paradox? E un paradox. Sigur, e un paradox. Adică ne iubește Rusia? Avut ea ceva. Sigur, Rusia nu ne iubea, dar vrea să facă pe plac Franței, care dicta condițiile păcii. Ea fusese înfrântă în războiul Crimeei. Și pierduse Basarabia, care ne-o luase la 1812. A trebuit să o dea înapoi. Da, toate cele trei ținuturi le-a dat înapoi. Cahul, Bolgrad și Ismail. Da. Le-au dat la conferința de pace. Uitându-mă mai atent, am descoperit că reprezentantul Rusiei la Congresul de Pace de la Paris a fost Pavel Kiselev. Cel care condusese principatele vreme de 6 ani. Noi avem o amintire frumoasă despre Kiselev, deși a avut și el ideea domniei în cap, s-a gândit el că la un moment dat ar putea să devină el domnitorul celor două țări, dar el a condus practic între 1829-34, 5 ani a condus. Dar a condus foarte bine, a fost un foarte bun gospodar. Povestea este foarte frumoasă. Când el a plecat în 1834, bucureștenii au vrut să se ridice o statuie. Și s-au dus...
și a spus, domnul general, el adusese alimente, izbucnise ciuma și a luat măsuri foarte dure, e carantină, a aprovizionat cu alimente din Rusia. Deci românii îi purtau o admintire frumoasă. Nu sunt mulți ruși care... Au această percepție la au România. Această, da. Și el a avut o, așa spune legenda, ar fi spus, nu faceți statuie, cheltuiți banii ăștia mai bine, faceți o șosea, un bulevard și este poate cel mai frumos bulevard din București, Bulevardul Kiselev. Care are și denumirea lui. Da, da. Da. Și să nu uităm că el ne-a lăsat și cotul organic. Regulamentul organic. Regulamentul organic e autorul, de fapt. Autorul și el. E, nu, autorii sunt românii, dar da, sub îndrumare țaristă. Bun, să ne întoarcem la Cuza, la figura lui emblematică. Stați că mai e să vedeți cum au reușit ai noștri să ajungă. S-a spus despre una din femeile care l-a iubit pe Alexandru Ioan Cuza și care, din păcate, a avut și un rol determinant negativ în plecarea lui de la domnie, de Maria Obrenović, că ar fi avut numai rolul ăsta negativ, că ar fi permis conjuraților să intre în domnitorul lui Alexandru pentru a fi pus să abdice. Însă Alexandru Ioan Cuza a folosit-o și pe post de curier personal și i-a trimis... Era un spion în fustă. Da. A trimis-o în Sardinia. A trimis-o în Sardinia la ministrul Cavour, care conducea, era primul ministru al guvernului din Sardinia. Și să nu considerați că Sardinia, acum ca regiunea Italiei, pare foarte mică. Este nucleul viitoarei Italiei. Italia. Atunci era o putere militară, era o putere politică, Sardinia, și a fost, după Franța, unul din cei mai puternici susținători ai Unirii Principatelor. Iar pentru că și ea dorea unirea. Unirea cu Italia. Iar Maria Obrenović a făcut această misiune, care n-a fost ușoară, pentru că să nu credeți că agenții diplomatici români nu erau filați. De serviciile secrete austro-ungare, de serviciile secrete otomane, englezi. A fost un câlceal așa de servicii secrete care au filat să vadă ce se întâmplă cu principatele, pentru că unirea principatelor române practic a fost un experiment, domnul profesor și domnul Lugin, și pentru Europa. Și pentru ei a fost o mare surpriză. Ei nu s-au așteptat la așa ceva. Nici și dacă întotdeauna marile puteri sunt sceptice când se întâmplă un lucru care le scapă de sub control. Bine, trebuie spus un lucru. Unirea asta nu s-ar fi făcut dacă marile puteri nu s-ar fi ciocnit în războiul Crimeei. Totdeauna statele mici câștigă și ele câte ceva, numai când marile puteri se bat între ele. Corect. Așa am câștigat și la 1918. Acum după războiul Crimeei și după aia, după primul război mondial. Am fost principalii profitori. Am principalii. Sigur, am beneficiat pentru că marile puteri s-au anihilat între ele și am câștigat și noi ceva. Cea mai grea misiune diplomatică a fost la Înaltă Portă. Și am să vă explic de ce. Turcii, spre deosebire de occidentali, în Orient se gândește mai pervers. N-au fost de acord să primească în același timp atât delegația din Principatul Moldova și delegația din Principatul Țara Românească. Le-au primit pe rând. Marele vizir nu a fost de acord să îi primească pe negruții din partea Moldovei și pe Golescu din partea Țării Românești în același timp. Și atunci Alexandru Ioan Cuza, prin factorii de influență, că la turci merge foarte bine cu peșcheșul, cu bacșișul și cu așa, pur și simplu a cumpărat bunăvoința marelui vizir. A cumpărat. Asta este termenul. Până la urmă, datorită stipendiilor financiare prin agenții diplomatici, și aici am avut sprijinul ambasadorului englez la Înalta Curte, care a fost influențat... La Înalta Poartă. Înalta Poartă, vreau să mă scuzați, a fost influențat-o pe linie feminină. Iubita ambasadorului englez a fost convinsă de agenții diplomatici români să îl influențeze pe ambasadorul englez, astfel încât acesta să facă presiuni diplomatice pe marele vizir să accepte unirea celor două principate. Și cumulat banii care i-au dat peșcheș marelui vizir cu influența ambasadorului Angliei, care, așa cum a spus domnul profesor, era principalul sponsor financiar al armatei turce, au determinat pe sultanul turc să accepte unirea celor două principate. Iar în ceea ce privește Austria, care a fost extrem, extrem de reticentă și era nevoie și de votul ei, s-au făcut presiuni de către Cancelaria Franței, Sardiniei, Prusiei și Imperiului Țarist. Și până la urmă, Austria a fost ultima țară care a acceptat unirea celor două principate.
dar a pus o condiție, unirea va dura pe timpul domniei lui Cuza. Atâta timp cât trăiește. Urmând ca după Cuza, unirea să se desfacă iarăși cu doi domni, două guverne. Să nu uităm că austriecii își vedeau periclitate interesele comerțului la Dunăre. Și protejau Transilvania, sigur că da. Deci era o activitate politică, un țel politic să Transilvania să rămână în afara agitației unioniste și economic și strategic să aibă în continuare control pe culoarul Dunării, pentru că să nu uităm, austriecii au cam controlat Dunărea până la primul război mondial. N-au fost. Și Noi am profitat foarte mult aici de o animozitate acum dintre Austria și Rusia. La 1848 Austria a fost salvată de către Armatele Rusia. Armatele țariste. Da. Iar când a izbucnit războiul Crimeei, Rusia aproape că nici nu și-a pus problema că Austria nu-i va întoarce serviciu. Austria a intrat în cealaltă tabără și Rusia s-a simțit profund jignită. Deci o salvase și acum i s-a răspuns în felul ăsta. Că în 1948 armatele revoluționare maghiare, care reprezentau pericolul principal pentru dinastia Habsburgică, au fost înfrânte la Siria de către țariști. Iar generalul Paskevici. Da, generalul Bem, conducătorul armatelor revoluționare maghiare, a fost capturat de trupele țariste și executat împreună cu încă 13... Nu, Bem n-a fost executat. Bem a trecut cu alți generali în Imperiul Otoman. S-a convertit. Nu e în cei 13? S-a convertit la islam, a devenit pașă turc și a murit la turci. A scăpat. Colegii lui, ceilalți 400 de ofițeri, toți s-au convertit. Statuia aia a scos-o Brătianu în 24 sau când a scos-o și au pus-o acum din nou demeriște. Bun, să ne întoarcem în Moldova, odată cu unirea, odată cu alegerea ca domnitor al lui Alexandru Ioan Cuza. Probabil moldovenii, considerându-l unul de-al lor, a fost mai multă efervescență decât în țara românească. Erau probleme foarte, foarte serioase și primii 3 ani ai domniei lui Cuza alcătuiesc ceea ce se numește etapa desăvârșirii unirii. Pentru că erau lucruri foarte grele de rezolvat. De altfel, în politica externă, Cuza a avut imediat după alegere 2 obiective. Recunoașterea dublei alegeri, lucru care s-a petrecut în urma conferinței marilor puteri de la Paris. Austria iarăși a venit și a spus: fie, îl recunoaștem pe Cuza, dar unirea va fi Cuza. Numai pe timpul domniei lui Cuza. După care Cuza a mai avut un alt obiectiv, realizarea unirii instituționale, pentru că el imediat și-a dat seama că este aproape într-o imposibilitate practică de a conduce. El avea 2 guverne, 2 parlamente, 2 armate și devenise un fel de navetist așa. Și a cerut marilor puteri să-i dea voie să unească instituțiile. Iarăși, vă dați seama că nu s-au obținut lucrurile astea ușor. Imediat. A fost o altă conferință a marilor puteri garante în 1861 la Istanbul. Cuza a obținut. Austria iarăși a făcut notă separată. A spus numai pe timpul domniei lui Cuza. Iar au uns roțile sistemului? Poate ne spune Adrian ceva, că el le mai are pastea cu secretele, cu serviciile secrete. Să știți că agenții noștri diplomatici, interesant este, clasa politică a făcut donații financiare pentru a putea fi folosite în rezolvarea problemelor externe ale țării. Practic e un gest care nu cred că mai există în istoria modernă a României. Adică n-a devalizat țara, devalizat bugetul, și din potrivă și-au pus dispoziția averile pentru a... Vreau să spun că regula asta a funcționat până în 1918. Adică intrai în politică nu ca să te îmbogățești, da? Îți puneai propria avere la bătaie ca să te menții în politică. Vreau să vă spun că acum mă ocupam puțin despre Alexandru Lahovari. Păi Alexandru Lahovari, ca să fie ministru de externe, și-a vândut 3 moșii. Da. Deci nu câștigai efectiv, nu erai plătit. Nu exista
funcția asta, nomenclatorul ăsta, eu sunt ministru și trebuie să iau bani de aici. Ești ministru, ți s-a făcut o cinste atât de mare încât trebuie să te mulțumești cu asta. Dacă nu aveai avere, nu puteai să fii primar. Politica devine o meserie de-abia din momentul introducerii votului universal. Asta înseamnă 1918. Până atunci o făceau doar cei cu bani. Poftiți, exact. Domnule Bușor. Vreau să vă spun că una din principalele probleme care a avut Alexandru Ioan Cuza de rezolvat a fost și stricarea alianței între Franța și Sardinia. Imediat după unire, în 1860, între cele două țări au intervenit probleme care aproape că i-au condus la război și Franța i-a cerut imperativ lui Alexandru Ioan Cuza să pregătească armata pentru eventuale lupte că marile puteri s-ar fi împărțit. Și noi, vă dați seama, eram exact la intersecția trei mari imperii. În vest îi aveam pe austrieci, în est pe ruși și în sud îi aveam pe turci. Cu toate acestea, Alexandru Ioan Cuza, prima și prima dată, pe lângă guvern, parlament unic, a încercat să formeze și ceea ce s-a numit mai târziu Armata Națională. Este formatorul armatei române moderne. Este cel care a înființat Corpul de Vânători de Munte, este cel care a înființat Serviciul Secret de Informații al Armatei Române. De altfel, prima instituție care s-a unificat a fost armata. Armata, da. În 1859 s-au unit cele două armate, este celebra tabără de la Florești condusă, da, de generalul Milicescu. Dar, am mai spus-o, nu erau decât 12.000 de oameni. Da? Deci, asta era armata noastră atunci. Însă a fost un semnal foarte bun, pentru că, într-adevăr, marile puteri se gândeau încă să despartă unirea și semnalul nostru era ne batem. Deci dacă vor încerca, ne batem. Sigur, n-aveam nicio șansă, dar... Ne bătem. Tot ne bătem, da. Când am făcut 1940, când ne-am retras fără să tragem un glonț, da, din Basarabia și noroc de din nordul altceva. Noroc de maiorul Valeriu Carp, că ajungeau aia și la Putna. Cred că da. Au înaintat până unde li s-a permis. Da, până când a pus la mitralele și a spus, din ordinul meu și pe răspunderea mea, deschideți focul. Și omul ăla a salvat restul. Exact. Și șansele lui au fost bine când n-a trăit, a fost împușcat la Pașcani într-o bătălie, într-un contraatac acolo, pentru că dacă trăia, îl judecau băieții care au venit, regele Mihai, și a dat hotărârea că toți cei care au participat pe frontul de vest, să fie judecați ca criminali de război. Șansa lui a fost că a murit în război. Deci, de altfel, în 1860, primul minister unic care s-a înființat a fost Ministerul de Război. De Război. Da. Deci asta... Și după aia s-a trecut la diplomație, tot așa, am încercat să unificăm agențiile diplomatice, viitoarele ambasade, atunci se numeau agenții diplomatice, și prima agenție diplomatică unificată a fost la Istanbul, în 1860, Costache Negri. A fost numit. Ambasador pentru ambele. Da. Și după aia am început să le unim pe toate. Da? Serviciul de telegraf, monedă. Îmi dau seama că ambasadorii erau niște băieți deștepți, niște băieți școliți. N-ar fi riscat Alexandru Ioan Cuza să trimită în niște țări europene atât de importante oameni care n-aveau habar. Hai să mai spunem, să spunem de Vasile Alexandri, să spunem de Cezar Boliac, de Negruții a spus domnul profesor. Au fost din familiile Sturza, deci fără probleme. Au fost oameni care au făcut istorie pentru România și vreau să vă spun un lucru. Știți ce este surprinzător? Surprinzător este că au reușit. Pentru că vorbeam în numele unei țări care avea 12.000 de soldați. Păi 12.000 de soldați avea Rusia poate numai în Sankt Petersburg. Austro-Ungarii numai la Sibiu. Deci au reușit acești oameni să capaciteze cancelariile occidentale, cancelariile marilor imperii, să fie de acord cu transformările care se înregistrau în cele două principate. Și nu numai să fie de acord, dar să și garanteze reușitele politice, administrative și sociale care s-au întâmplat în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Asta este marele succes al diplomației românești de la nivelul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Atunci când am început să vorbim despre unire, am spus că România au avut două mari soluții. Una, soluția inițială s-a numit omul nou, să aducem oameni noi. Și Cuza a fost un om nou. A doua soluție s-a numit politica faptului împlinit. Și noi am aplicat-o începând cu alegerea lui Cuza.
Adică am făcut Pocinogu, ne-am dus în fața Europei și am spus, chiar dacă voi ați cerut doi domni, asta e. Adevărul că am fost, repet, am fost genial, pentru că noi am citit foarte atent hotărârea care convenția s-a luat de la, Paris. De la Paris și acolo se spunea doi domni. Dar nu se spunea că putem să alegem aceeași persoană în ambele... Adică nu era o interdicție. Nu, și nu era o interdicție, este permis. Permis. Și am profitat de treaba asta și i-am lăsat pe occidental cu... Cunoștințele juridice ale celor care au analizat documentul ăsta au fost la înălțime. Da, de asta spun, oameni profunzi, oameni serioși, deși, repet, n-aveam armate, n-aveam bani, n-aveam nimic, nici organizare. De exemplu, italienii, când s-au apucat de unificare, au avut un nucleu statal independent. Germanii au avut un nucleu statal. Noi nu eram independenți, noi ne-am apucat să ne facem stat în condiții în care... Eram suzeran la în altă parte. Eram niște provincii otomane. Doi copii orfani au încercat să unească. Da. Luăm o scurtă pauză publicitară suficientă. Noi să bem o cană de ceai, dumneavoastră, să beți ce credeți de cuvință, 10 minute.